1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pe Dumitru și Mariana i-am cunoscut în sala de repetiții a unui centru comunitar din capitală. Ambii exersau două numere de dans pentru concertul de ziua voluntarilor. Eu trebuie mai mult să mă gândesc ca să fie mai interesant mișcări, pentru că noi toți înțelegem că nu e simplu, da, cum noi toți oameni, și trebuie să mă inventez ceva. Atât Dumitru cât și Mariana suferă de deficiențe locomotorii, iar pentru a se deplasa au nevoie de un cărucior cu rotile. Spre deosebire de alte persoane cu dizabilități, cei doi au avut șansa să facă studii. Dumitru este student la economie, iar Mariana face contabilitate. Terminând, aș vrea să-mi găsesc un post de muncă. Și aș vrea să-mi ajut părinții financiar, deoarece ei ambii sunt la pensie și sigur că starea financiară nu e cea dorită. Deși a făcut cursuri de design, Mariana nu și-a găsit până în prezent un serviciu. Eu presupun că nu este de dorit o persoană la cărucior. Eu nu pot să explic de ce. Poate, deci, cei care oferă posturi de muncă consideră că sunt mai multe probleme. Eu n-aș spune că este așa. Cei doi tineri sunt optimiști și au o poftă nebună de a face cât mai multe lucruri. Îmi place să gătesc. Îmi place să mă joc cu legumele. Tot felul de sosuri sau legume fierte la cuptor sau mai știu eu. Dumitru este amator de ping-pong, îi place foarte mult muzica rock, iar viitorul și-l vede în sânul unei familii. Principalul să creezi o familie, să am copii, să am o soție. Asta e principalul unde să mă gândesc. Serviciu bun. Cea mai mare problemă a celor doi tineri este accesul în instituțiile publice și transportul public. Dacă va fi transport adaptat și resurse umane suficiente ca să lucrezi cu acești copii și tineri, le va face viața mai frumoasă. În primul rând, prima barieră sunt actul în care se notează că nu este apt de muncă și evident și agenții economici nu pot să accepte o astfel de persoană. Deci la nivel, deci trebuie să începem în aspectul legislativ în primul rând. Oamenii vin în ajutor foarte des. Și totuși aș vrea să mă simt mai mobilă, să nu depind de alții. Asta ar fi ideal. De obicei este milă, din păcate, deoarece, sincer să spun, de milă noi nu avem nevoie. Dorința cea mai mare a lui Dumitru și a Marianei este să-și găsească un loc de muncă care să le dea sentimentul de independență și utilitate.